Salată cu cartofi, cu ouă, cu piept de pasăre, cu păstăi, cu roșii, cu ceapă, muștar, mai puțină maioneză, sare, ulei, un deliciu. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia Bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face o salată cu păstăi, cartofi, ouă, roșii, ceapă, maioneză, o să punem de toate. Pentru salata noastră vom avea nevoie de păstăi fierte. Eu aici am pus circa 160 de grame. Un piept de pasăre fiert sau bucățică de carne de pasăre dacă aveți. Aici am 270 de grame. Apoi un cartof fiert. Tot așa l-am cântărit, 150 de grame, deci doar jumătate din el am să pun. Două ouă fierte, o ceapă, tot așa o bucățică, punem după gust. Așa mai în spate să se vadă. Apoi vom pune și roșii. Vom pune și maioneză. Și muștar. Piper. Aici avem și sare și o să punem și ulei. Ulei de floare soarelui sau de măsline, cum preferați. Ia să-mi aduc și uleiul. O să vă spun că mă găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Dar multe, 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 multe rețete. Și dulci, și sărate, și creme pentru față, și uleiuri medicinale, și tratamente pentru păr. Și cu mulți cozonaci, foarte multe rețete de cozonaci, de sărmăluțe, fursecuri, biscuiți, checuri, torturi, torturi pentru toate gusturile. Am să dau deoparte uleiul. Mă găsiți și pe canalul de TikTok și pe Instagram cu numele de Camelia. Și eu am să încep cu ceapa și am să tăi o bucățică ca să o pun cu sare. Așa, am să iau o bucățică, și o să tăiem așa peșteșori. Așa, și o punem așa aici. Și o să punem sare. O amestecăm așa puțin cu sarea. Așa se vede, se vede, nu? Așa. Și acum vom lua pieptul nostru. Acum puteți pune cât doriți piept. Eu pun un întreg. Așa. Și tăiem. Tăiem așa mărunțel. Puteți face doar cu piept și cu păstăi și cu cartofi și condimentat cu ulei și cu puțin oțet. Sau puteți face doar cartofi cu păstăi și cu... Fiecare face cum crede. Așa, dăm deoparte un osișor. Așa, și punem și sfărmăm așa bine aici. Și sfărmăm așa bine. Și am pus ceapa cu pieptul. Acum vom tăia o jumătate de cartof.
întoarce și tăiem așa cubulețe. Doriți să tăiați mai mare, puteți tăia mai mare. Punem și păstăile. O să tăiem și un ou, tot așa bucățele. Și vom pune și o roșie, două, cine dorește să pună, le tăiem așa în jumătăți. Salata se face repede, repede, repede. Important e să fie toate fierte. Așa. Dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Am pus ceapă, am pus sos și acum să condimentăm. Așa, ne ștergem nuțele. Mai punem puțină sare, așa, punem așa deasupra. O să punem și puțin piper. Punem uleiul. Putem amesteca așa puțin. Și acum adăugăm puțină maioneză. Cine dorește poate elimina maioneza, cine nu dorește, așa. Nu pune și muștar. Și adăugăm treptat, după gust. Eu am să las doar o lingură de maioneză și o lingură de... Și am să și gust să vedem cum este. Luăm așa din fiecare câte ceva. E bună. Și acum putem pune pe o farfurie și urnăm. Putem pune, eu am aceste vase. Și punem așa în interior. Să puneți pe un platou cum vă place. Așa. Eu am să tai și o bucățică de ou, să pun. Să pun așa în... Așa. Și să punem așa, ia uitați. Mai punem o păstăioară așa aici. Așa de maioneză. Așa. Și a uitat o sălățică delicioasă și bună. Să știți că este bună, 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 bună. Este un deliciu. Am să mai gust.
și o roșie. Bună. Bună, bună. Ia uitați ce bine arată. Pup și vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem cu alte rețete. La revedere, pupici!